Excelențe, domnule ambasador, domnule secretar, stimați oaspeți, stimată audiență, mă bucur să vă salut aici în sediul Guvernului Republicii Moldova. Mai întâi de toate, permiteți-mi să vă felicit cu prilejul aniversării și sărbătoririi Zilelor Statelor Unite Republica Moldova, eveniment care demonstrează încă o dată relațiile de colaborare fructuoasă, de prietenie dintre Guvernul și Republica Moldova în general și Statele Unite. Vă aduc sincere felicitări și semnarea acestui acord de importanță strategică pentru Guvernul Republicii Moldova este un exemplu elocvent despre buna cooperare, despre buna colaborare întemeiată mai întâi de toate pe aceleași valori. Mă bucur că am prilejul să semnez din numele Republicii Moldova acest acord, un acord dedicat de asta dată cooperării în domeniul transportului aerian, de rând cu alt suport acordat de Statele Unite Republicii Moldova în domeniul energetic, în domeniul sanitar, în domeniul social. Astăzi avem prilejul să semnăm un acord de colaborare cu impact economic, cu impact social, cu impact strategic, care va contribui la fortificarea și mai puternică a relațiilor bilaterale dintre statele noastre, care ne va duce avantaje economice și, într-un final, va îmbunătăți și infrastructura, și mobilitatea, și buna relaționare dintre aceste state, dintre operatorii noștri aerieni. Vă sunt recunoscătoare pentru acest prilej, domnule secretar, mă bucur să vă salut și să vă cunosc. Și, nu ultimul rând, vă doresc toate cele bune și îmi exprim dorința de a avea pe ceruri cât mai multe zboruri din Republica Moldova spre Statele Unite și viceversa. Vă mulțumesc de acest eveniment frumos și vă salut și sper că nici pe departe nu este ultimul acord de colaborare. Vor urma multele, fapt pentru care vom depune tot efortul. Vă sunt recunoscătoare. Thank you, Minister. It's great to be here. Este minunat că putem să fim și noi aici. Iar acest acord este unul important între Statele Unite ale Americii și Republica Moldova. Semnarea acestui acord Open Skies este un lucru important și, cum doamna ministra a menționat, noi cu siguranță am dorit să vedem mai multe zboruri și asta va fi și un semnal al susținerii noastre către comunitatea de afaceri, așa că mulțumim reprezentanților comunității de afaceri, inclusiv reprezentanților Camerei Americane de Comerț, care sunt aici astăzi și este pentru noi, într-adevăr, o onoare să-l avem aici pe Richard Verma, care este secretarul de stat adjunct al SUA pentru management și resurse, care este aici pentru a semna acest acord în numele Statelor Unite. Voi da în acest sens cuvântul secretarul de stat adjunct, Richard Verma. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru cuvintele de salut, domnule ambasador, doamna ministră. Asta este prima mea călătorie în funcția pe care o am, secretar de stat adjunct al SUA pentru management și resurse, și aș vrea să vă spun că noi cu intenția ne-am dorit să venim aici, să călătorim în Republica Moldova în calitate de semn care să sublinieze importanța acestei relații pentru Statele Unite și îmi pare foarte bine să fiu aici în această zi, pe această dată, pentru semnarea acestui acord. De asemenea, să spun că aș vrea să-i felicit pe toți cei care sunt aici și pe cei care nu sunt aici prezenți, care au lucrat asupra semnării acestui acord. S-a făcut un volum uriaș de lucru pentru a ajunge la acest punct, la semnarea acestui acord. Astfel că este onoare pentru mine să mă aflu aici, în numele Statelor Unite, să semnez acest acord. Semnarea acordului este și un moment care merită să fie sărbătorit, deoarece astfel se stabilesc legături moderne în domeniul aviației între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Iar acest acord va ajuta companiile aeriene să ofere servicii mai convenabile, mai accesibile, mai eficiente utilizatorilor, iar acest lucru se consolidează deja, se construiește pe o relație deja puternică, bilaterală. Este un pas important către mai multe investiții, către legături mai strânse între țările noastre și în materie de securitate și în sensul ajutării eforturilor Republicii Moldova de a asigura un mediu de afaceri puternic și transparent. Eu cred că aceasta este o acțiune foarte serioasă și importantă, reprezintă unul dintre mulți pași care mai urmează în viitor, dar iarăși, doamna ministră, vă mulțumesc și vă felicit încă o dată pe toți dumneavoastră.
Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia de semnare a acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transportul aerian. Semnează. Pentru Guvernul Republicii Moldova, doamna Lilia Dabija, ministra infrastructurii și dezvoltării regionale. Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii, domnul Richard Verma, secretar de stat adjunct pentru management și resurse. Ladies and gentlemen, it is being announced the signing ceremony of the air transport agreement between the Government of the Republic of Moldova and the Government of the United States of America. Signing for the Government of the Republic of Moldova, Ms. Lilia Dabija, Minister of Infrastructure and Regional Development. For the Government of the United States of America, Mr. Richard Verma, Deputy Secretary of State for Management and Resources.